Musculaș frumușel. Stai toată lui. Doi frați, foarte reușiți. Uite, unul a ieșit afară. Femeluță. Sunt din bătrâna mea. Au interochiar, mi fumă. Tatăl lor aici. 97,5 tatăl lui musculul ăsta. Germania. Asta zic că e cel mai frumos musculaș. În ei. Ca să-l prindem în poziție. Sunt din 12 decembrie. Rexi, ce ai? E de mic, să sperăm că va trăi și va crește. Face frumușel. Al masculaș. Tot din masculul ăsta, bronz, și cu femeia aceasta. Din neamțul. Aici e sora lui. Celălalt stă mai bine în poziție.
Aici îi fă mai întâi rochea. Nu mai avem prichindei. Melodii neamță cu masculul de la brânz. Așa. Doi masculi cu femelă sunt aici și cu fratele lor ăsta e al treilea. Mama lor e femeala asta. Pui din campion european, tata pui lor de sus. Masculul de la bronz, tata lui 97,5 puncte Germania. Proașii ăștia de aici și v-am prezentat ăștia de aici. Ăștia mici de aici. De aici iarăși sunt puii lui. Nu ăștia de aici, nu ăștia, azi de dincoace. Cu această femeie. Avem aici 7, cu 2, 9, cu 6, 15 puișori din el. Deosebit. Peste 8 kg. Reglate mari.
scol cilindric gros. Aici avem fumelul cu pui. Puișoare, ei sunt aici. Pechind de aici, e 7. Tata lor e masculul ăsta de bronz. Frumos ai foc. Urtici mari, frumos. Mamă deosebită. Pui ăștia de sos sunt din ea. Astea doi din femela asta. Asta e din neamță. Femelă foarte mare. Peste 9 kg gestantă. În martie abia va face un an. Hai să-mi trec idei. Sunt 5. Au fost 6. Am dat sosogă la tot. Unul l-am pierdut, cum v-am spus. Mai astupăm și noi un pic. Deja sunt scăpați de frig. Afară este plus. Scol de la Sturz, nepot din campion european, ce fel am scos pe masă. Punem și o limiterică. Aici doi masculași. Neo cu californian, mamă Neo, tată californian. Sunt pentru tăiat, urmează zilele următoare. Aici avem ceva foarte, foarte frumos. Bine, dacă reușim să-l prindem. Da? Aceștia sunt opriți pentru matcă. Sunt din 25 decembrie. Mama lor femelă din nemți, cu un mascul, iarăși combinație din femele de la mene cu nemți.
Da, el e 116, 117 și 118. El e masculaș. N-am avut niciodată așa californieni. Mulțumesc domnului Cristi Bogdan, prietenului meu, care m-a ajutat să ajung în Germania. Am fost cu el la expoziție, am cumpărat mascul și o femelă din Germania. Masculul 95 de puncte, femeia 95,5. Masculul era de la campionul Germaniei, Deni Dragomi. Am scos niște exemplare super, zic eu. N-am avut niciodată așa californieni. Pigmentați, foarte închis. Acolo avem și două femele de hicol cu californian. Continuăm la epuraș. În seara asta am făcut videoclip mai mare. Am mai mult timp. Mă recreez aici, mai studiem iepurii, cum îi studiez. Vă și arăt filmare. Aici m-am speriat un aici cum stă. Întins. Culcat. Nu are nimic. Aici patru femele cu doi masculi. Superbi, pe blană. Din bătrâna mea și cum scol de la bronț, mi-a dat cel mai bun iepuraș, blană deosebită. Deci am găleat asta, mi-i fumă interocher, primesc doar puiește de aici, 6, mai primește câteodată și masculul ăsta și celălalt, cu ăștia doi de aici de sus și cu ăștia de aici, doar cei încercați. Aici mai avem doi masculași. Masculul și o femeie. Asta mascul. Aici avem și femeia de la bronț. Sorul cu masculul la bronț. Urmează mâine, să sperăm că vom avea timp să le curăț. Cei 10 prichindei. Avem aici, din păcate, 6 masculi cu 4 femele doar.